Mititelul a fost închis. Să sperăm că este cât mai repede, nu-i dorim nimănui așa ceva. Însă fiul lui Mititelul Junior Vocan taxează destul de dur și vreau să vă întreb... Și ce să-i fac de-a mea? Nu, dar vreau să vă întreb, un puști față de dumneavoastră de 20 ceva de ani să vă tot taxeze așa, nu vă deranjează? Nu, domnule, pentru că eu încă o dată, eu m-am luptat cu stelele, nu cu licurici. De ce să fac eu? Să mă lupt cu băiatul lui Mititelu? Ce să mă lupt eu cu băiatul lui Mititelu? Deci cine e băiatul lui Mititelu în fotbal? Patronul Craiovei în momentul de față. Ce să mai... Ce Craiova? De divizia B? Da. Primul loc din divizia B. Și ce treabă am eu cu el? Păi vă tot taxează, că din cauza... Păi mă taxează pentru că n-au putut să fure. Și nu i-am lăsat să fure. Asta... Și uitați că ei spuneau că eu mă duc la pușcărie. Să duc ei la pușcărie, nu mă duc eu la pușcărie, pentru că eu n-am furat. Credeți că tura asta, Mititelu a intrat la închisoare pentru că a avut gura prea mare? Spun unii. Nu. Sau pe fapte? Nu, domnule. Pe fapte, dar nu vreau să discut cu el, că nu vreau să-i fac rău. Lăsați-mă în pace, Mititelu. Mititelu, pentru mine, nu există. Dar cum era pe vremuri când erau toți mari patroni de fotbal? Legendari. El nu era. Nu era angajca lui? Nu făcea parte? Nu, păi nu era din mari patroni. El era mic ciupitor, domnule, ce se mai... Da. Cine îl băga în seamă pe Mititelu? Deci nu era la masa bogaților, să spunem așa. Nu îl băga în seamă nimeni, domnule, dintre conducătorii mari. Păi nu venea la nicio adunare generală. Cine îl primea pe Mititelu? Nu. Mititelu a fost... Da, nu mai era. Mic de tot, ce să mai... Iftimea are minte de la Botoșani? Nu e un băiat prost. Că uitați că tot vinde câte puțin, câte puțin. Da, nu e băiat prost, Eftimie, e negustor. Nu? Da, da, da. Păi în afară de el, ăsta de la Craiova are, sunt amândoi, nu numai Rotaru, celălalt, sunt doi înși. Care? Sunt doi. Am lapsus, da. Sunt doi cu, da. Cu multă minte acolo, plus de asta au adus pe Cârțu, care are... E, tobă de carte Marcel de meserie. Popescu. Marcel Popescu, conducător vechi, după timpul meu, când eram eu fotbalist, tare de tot și ăsta. Și are niște tineri, niște puști. Costeșin și așa mai departe. Și, domne, și unul, un organizator, altul care e pe lângă echipă, un tânăr care mă tot sună pe mine, îmi scapă numele acum. Sunt foarte dibaci și ce condiții au la Craiova, domne, ce bază sportivă de pregătire au făcut. Își fac centru de copii foarte puternic acum. Și ăștia de la Craiova sunt puternici. Deci, ar fi Becali, Hagi, Craiova. A încercat și Ucluj, dar n-are bani. Cum n-are bani? Că bagă la bani autoritățile. Aia nu sunt bani. Sunt cum ca la Becali, domne. Păi stați un pic, cine are bani să bage 10 milioane odată? Dacă nu, n-ai cum să faci bani, domne, decât din bani. Restul... Da. Dar vă întreb altceva, că ați adus vorba de Craiova. Nu o să fie cumva periculos și stare de asediu în Craiova dacă promovează Mititelu? Nu, domnule. Păi n-ați zis ce au făcut lui Cârțu. Și ce dacă, domnule, și pe timpul când... Când o să joace Craiova cu Craiova? Domnule, ascultați-mă, și când era Electroputere, tot așa era. Da, nu era aceeași chestie, că nu era scandalul ăsta, domnul Dragomir. Domnule, nu era, dar era. Și la juniori ne mâncam. Când juca Electroputere cu noi, cu Știința, hai de capul meu, păi erau spectatori ca la prima ligă acum. Vasile Nevinova s-a dus la pușcărie. Haideți cum, domne, că a luat de la... ascultați-mă, la 19.000 de euro. Vedeți-vă de treabă, David, dar 19.000 și... Îi dădea 19, nu îi dădea 20 sau 30. Păi îi dau 19. Hai mă, băi, ce dracu, mă, voi puneți botul la așa ceva? A fost... Total nevinovat, doamne. Eu l-am cunoscut săracul și pe ăla care a murit. Era așa. Prieten ca un frate. Dumnezeu să-l odihnească pe Țerbea. Da. Tu i-ai dat un leu, nu i-a dat. Păi și cum au făcut? Cine? De ce? Adică... Doamne, trebuia curățat Avram pentru era că... Era șeful CCA, într-adevăr. El venea pe turnantă foarte tare și putea să fie președintele Federației. Totul se... Păi și ce înseamnă că... Dom'le, totul e calculat. Mircea Sandu? Sau... Dom'le, totul a fost calculat în fotbal ăsta, nu Mircea Sandu n-a avut. Mircea Sandu avea timp de să bage oamenii la pușcărie. Erau alții care se ocupau să lupte pentru funcții. Vă întreb altceva și ultima întrebare ca să nu vă mai ținem, că ajungem la final. Credeți că în perioada în care dumneavoastră ați condus fotbalul alături de Mircea Sandu, au existat oameni în fotbal, conducători de club, chiar și patroni acoperiți
De la securitate, de la servicii? Nu. Nu. Nu v-a pus niciunul pe gânduri? Nu, dar angajați în ligă și, pe lângă ligă și pe lângă federație, părerea mea că au fost. Adică auxiliar așa care, care se era, intre... Care știau tot ce mișcă și în ligă și în federație. Absolut tot. Ați înfruntat pe vreun de asta să spuneți, băi băiatule, vezi că tu... Nu, dar am avut băgat sigur unul lângă mine și a fost bine că a fost lângă mine, pentru că a văzut dacă am fost cinstit sau am încălcat legile țării. Doamne, mă feream și de umbra mea. Știam sigur că am microfoane și în urechi băgate, în mașină, în casă, în ăsta. Și, Doamne, Dumnezeule, Doamne. Nu, 10 ani de zile n-am stat cu niciun conducător de vorbă unul la unul. Ai mai pomenit așa ceva? În ultimii 10 ani ai mei la ligă, cu niciun... Cu marturi. Auzeam că vii tu. Da. Imediat îmi chemam avocați. Alo, până să vină și avocatul și juristul. Aveam avocați angajați și juristul. Numai în prezența lor vorbeam. Cu niciunul n-am stat, dom'le, cu Jean Pădureanu, care mi-era frate. Da. Aproape. Cu Romica Pașcu. Odată nu am stat în 10 ani unul la unul de vorbă. La mine la ligă. Incredibil. Da, bine, asta nu e viață să stai în teroare așa, în gardă mereu. Da, bine, păi dacă vreau în fiecare an să mă schimbe. Corect, așa e. Copos vrea să mă schimbe, Gigi vrea să mă schimbe, Giovanni vrea să mă, să mă schimbe, la Cluj vreau să mă Borcea schimbe. Voia să vă nu, schimbe. Nu, Borcea. Era nu. Borcea a fost ca un băiat al meu, cel mai tare conducător din tot fotbalul românesc în perioada mea. Borcea a fost. Borcea. Da. Badea a, Marius Stan vrea să mă schimbe. Nicolae Badea, nu, Badea era un om inteligent, domnule, cum se Badea îl respect toată viața. Un Badea, Ion Nicolae ăsta de la Astra, că da. Altul un derbedeu de la Brașov. La Brașov, ce zic. Bun.